Salutare! Astăzi vom confecționa o narcisă din hârtie. Pentru a confecționa această narcisă, avem nevoie de 5 pătrate, 12 pe 12 cm, deci o latură are 12 și cealaltă latură are 12 cm. Avem nevoie de 5 bucăți. Mai avem nevoie de un pai. Avem nevoie de clei. Deci, să începem. Luăm un pătrat. Îl punem în două. Apăsăm bine pe margine. Îl desfacem, îl punem în două, în așa fel, ca să primim ca o fereastră. Deci am primit 4 pătrățele. Întoarcem această foaie și deja punem hârtia pe diagonal. O diagonală și alte diagonale. Fiecare mișcare apăsăm bine, bine, ca să primim liniile acestea. Deci avem două linii. Așa și două, așa. Două drepte și două diagonale. Aducem, iată așa, margine la margine, ca să primim un origami, se spune triunghiul dublu. Deci, doar ce are un triunghi pe o parte și alt triunghi pe altă parte. Deci am pus așa, am ridicat o parte din aceste 4, deci are 1, 2, 3, 4, am ridicat o parte, apăsăm pe ea în așa fel ca mijlocul. Să fie, iată, scoincidă cu mijlocul. Deci am apăsat și partea aceasta o îndoiem. Dăm într-o parte, ridicăm altă, alt buzunar, așa se numește buzunar de orice are. Aici, liber. Același lucru facem. Ne străduim să fie pe mijloc. Iată, linia aceasta se coincide cu mijlocul. Iarăși am îndoiat și dăm într-o parte. Ridicăm altă latură de aceasta și iarăși punem în felul acesta. Și îndoiem capătul. Așa. Deci, ca rezultat, primim, iată, rămâne doar o parte desfăcută. Iată, primim așa o petală. Petala aceasta trebuie să o încleiem de aici, de jos. Deci ungem cu clei și o încleiem.
Aceasta va fi o petală a narcizei. Așa confecționăm toate petalele. Deci am confecționat toate petalele 5. Le unim între ele. Aranjăm așa una peste alta. Apoi unim prima cu ultima. Uite, am primit narcisa. Acum a rămas doar să o fixăm pe pai. Paiul va fi tulpina narcizei. Ungem capătul paiului cu clei. Și încleiem narcisa de pai. În așa mod am primit o narcisă de hârtie. Vă doresc succes!